La Liceul Pedagogic Ortodox Anastasia Popescu din Capitală a avut loc ieri seară vernisajul expoziției Poarta Visului. Evenimentul s-a desfășurat în Galeria Teodor Aman a Instituției de Învățământ. Liceul Pedagogic Ortodox Anastasia Popescu organizează diferite expoziții în toate cele trei săli dedicate pentru astfel de evenimente. Astfel, noul an școlar a început cu vernisajul unei expoziții de tapiserii în interpretarea artistei Gabriela Naftanailă Levențu. În deschidere, Rodica Marinescu, unul dintre curatori, a explicat semnificația și numele dat acestei expoziții. Expoziția se numește Poarta Visului. Și m-am bucurat că Maria m-a invitat să fac expoziția aici în școală, pentru că are legătură cumva cu prima poartă a visului pe care a deschis-o de fapt bunica mea în copilărie, că de acolo începe tema expoziției, este legată de amintirile pe care le am alături de bunica mea și mai târziu alte porți au fost deschise de profesorii pe care am avut în școală. Ideea principală a expoziției sunt simbolurile arhaice pe care, trăind o perioadă din timp în vacanțe, mai ales în vacanțe cu bunicii, câte o lună, două, eram înconjurată de tot ce însemna cultură populară. Bunica țesea preșuri, velințe, ștergare de borangic și asta vedeam de când eram copil, deci preferam să nu mă joc cu păpușile, preferam să mă joc cu țesături, să le cos, să le prind. Chestia asta a rămas în continuare. Și de aici ideea de poarta visului care îți deschide o poartă către o altă lume, pe care nu o cunoști, dar poate să te ajute. În continuare, o altă poartă a fost deschisă de literatură, mi-a plăcut foarte mult să citesc și probabil că și asta m-a ajutat la un moment dat să am tot felul de idei, pentru că în momentul în care cunoști și viețile altora sau viețile imaginare ale altora, te îmbogățești. Muzica a fost o altă poartă pe care mi-au deschis-o profesorii din școală, care au știut să ne apropie, chiar dacă nu eram mari cântăreți de cor, dar ne aduceau discuri ca să ascultăm, că și-au dat seama că cu teorie nu fac nimic cu noi și a zis mai bine, facem Beethoven, aducem discuri cu Beethoven, facem Mozart, adus... și ascultând încep să deschizi porțile și singur. Cam asta a fost ideea expoziției, pornind de la amintirile legate de bunica, de poveștile pe care mi le spunea ea și continuând cu lucrurile pe care le-am descoperit pe parcurs. Suntem gazda unei expoziții deosebite, o expoziție de tapiserie. Vedeți cum are un nume deosebit, Poarta Visului, fiindcă suntem niște visători și suntem pe strada Zborului, deci iată, lucrurile se leagă. Este vorba de ceva inedit. Până acum am avut lucrări, să zic, obișnuite de arte vizuale, dar o lucrare ca aceasta, unde tapiseria devine dialog între diverse soluții, între diverse materiale, este absolut inedită și pentru noi și pentru copii. Cu siguranță o vor primi cu foarte mare bucurie. De altfel, ideea noastră a fost ca această galerie Teodor Aman, care este dedicată artiștilor consacrați, să fie mereu la îndemâna copiilor și ei, când ies din clasă, să privească și să primească în inimi frumusețea artei, să se obișnuiască cu ea, să fie pentru ei un reper și atunci când vor crește, la rândul lor să devină nu doar consumatori, ci poate și producători de artă de calitate. Expoziția Poarta Visului poate fi vizitată în Galeria Teodor Aman, din cadrul Liceului Pedagogic Ortodox Anastasia Popescu, timp de o lună.